take a soup, baby, let me. Then I get to take off. Take a soup, baby, let me. It's a little baby show. Take a soup, baby, let me. Then I get to take off. Take a soup, baby, let me. It's a little baby show. Take a soup, baby, let me. Nu pot să zic că a fost un an extraordinar, dar bine, încă nu-i gata. Astăzi este exact ziua alegerilor. Am reușit să-mi fac, după atâția ani de zile, o idee despre ce vreau canalul ăsta să fie. Și în principiu e o chestie la care să mă uit când nu o să mai fiu în stare să merg cu motorul. Cu motorul ăsta mă refer. Să am niște amintiri. Încă nu am pus video ăla, dar unul dintre failurile acestui an a fost că mi-am șters tot hard discul de 6 tera. Tot ce am avut. De-aia am un logo nou, de-aia am un intro nou, de-aia toate chestiile noi, pentru că problema aia am pe alea vechi. Iar unul la mână, ești trist în momentul ăla, cumva. Nu știu dacă pot să zic că simți că ai pierdut așa ceva din tine. Nici chiar în halul ăsta. Dar ceva asemănător, cumva. Ceva pierzi, oricum. Nu e vorba numai de poze și filme și tot felul de chestii, nu știu, documente, chestii la care am lucrat, proiecte, o groază. Tot am avut acolo, nu mai am nimic. Evident, YouTube-ul e o metodă prin care, nu știu, măcar câteva sau un fel de memorie să-ți fie accesibilă. Google-ul are, nu știu, 15 giga. Samsung-ul are, nu știu, 10 sau nu știu cât dracu, sau tot 15, nu știu, în fine. Eu am șters 6 tera. Tera. Adică, na. Într-un fel, indiferent cum ar fi fost, n-aș fi avut unde să-i pun, da? Deci era clar că dacă se întâmplă, le pierd. Dar asta m-a făcut cumva să-mi doresc să editez. Da, am tot editat acum în ultima vreme. Și nu că m-am gândit eu vreodată la audiență, că nu m-am prea gândit. Dar acum chiar că nu mă gândesc deloc. Sper să nu se supere lumea, că da, acum știu dacă se supără pățăși. Dar cam așa văd eu lucrurile în momentul ăsta. Tot felul de chestii pe care le-am avut. Au dispărut. Forever. Atât am înregistrat.
și nu am meditat, încât mi s-au umplut 6 tera. Mă, vreau să editez mai mult. Vedem că n-am vreme, că nici eu n-am vreme tot timpul. Vreau să editez mai mult și să se pun pe YouTube. Să fie ceva probabil coerent, pentru că până la urmă, dacă stau să mă gândesc, chestiile astea n-ar trebui să facă sens pentru nimeni decât pentru mine, da? O să apară acolo chestii. Probabil mai multe despre mine, despre unde lucrez, cu ce mă ocup. Nu de alta, dar una dintre chestii, da, să ștergi niște lucruri, dar alta este efectiv să renunți la chestii. Și la cum sunt lucrurile, sincer, nu știu exact câtă vreme o să mai lucrez unde lucrez. În condițiile în care eu am revenit la firma asta. Și am așa sentimentul că voi pleca din nou, nu știu de ce. Evident că altceva probabil nu o să fac, adică tot asta o să fac. O chestie de nișă, nu prea multă lume în domeniul ăsta. Probabil o să mai pun și chestii de pe drum. Jumate de țară pe diagonală, o umblu tot timpul. Săptămâna asta am fost la Suceava, săptămâna viitoare mă duc chiar la Iași, când vin de acolo mă duc la Timișoara, după aceea la Oradea, înainte am fost la Deva, și ca să nu se uite chestiile astea de către mine, evident. O să le înregistrez și o să le pun acolo. Oamenii cu care mă mai văd, știi? N-or prea fost prezenți. Până la urmă, deja suntem atât de prezenți în virtualul ăsta, încât să mai fac eu un video sau ceva. Dacă acum mergem la o țigară, a fost așa o scurtă ieșire cu motorul prin oraș. Ce? Nu ți-a fost frică la spate? Deloc. Deloc? Deloc. Zici tu că deloc? Zero, zero? Zero, zero. Zero probabilitate? Posibilitate? Zero, zero. Na bine. Da. Ciufulini? Cum ai zis? Că-i ciufulict. Ha? Zi! Zi! Ha? Ciocolată caldă. Ciocolatoș? Străbă Tesla? Da, e foarte faină. Vezi că ți-a burită casca, da, să stai în jos. Nu știu asta cum se deschide, da? Cred că așa.
Hop, asta s-a. S-a fost și cafeaua de seară. Deci n-ați făcut frig. N-o să mai prea fie momente de mers. Weekendul viitor probabil că o să fiu acasă, dar nu sunt total convins. Nici vremea nu a fost cum trebuie anul ăsta, nu știu. Știu că, nu știu, anul trecut sau cu 2 ani am fost cu motorul și în sfârșit de octombrie sau ceva de genul. Acum e sfârșit de septembrie și deja suntem bine la limită. Poate că o să mai vină vreme faină, că nu știu niciodată cum a deja s-a schimbat toate. Da. Nu cred. Ce bine e să te dai singur cu motor. Fuck me. Asta e adevărat sentiment, e să te dai singur cu motorul. Asta este, cred că... instrumentul ultim al... nu știu, solipsiștilor. Celor care... mizantropilor, nu-mi dați seama, dar oricum e un sentiment nemaipomenit. Pe care nu-l ai decât rar. În mașină este oarecumva așa închis. Aici le simți pe toate, simți motorul, simți vântul, simți frigul. Simți chestii. Prietene, dacă te-a făcut măta prost, toți morții tăi. Simți astea. Simți proasta cum îți pune frână în față și acum merge pe două benzi. Bicicleta asta are cu totul și cu totul alt, are un cu totul și cu totul alt comportament. Când nu mai eu cu ea. E, nu știu. E ușoară, e manevrabilă, e... tot ce vrei. În momentul în care mai e cineva, de la nu mai... nu mai înțelege nimica, nu mai... nu știe ce trebuie făcut, care-i faza, care-i menu, care-i... Motociclismul ăsta cu astfel de motoare nu-i pentru cupluri. Este pentru tu cu tine faceți o pereche perfectă.
zboară, nu altceva. Ia. Să-mi fie dor de Dragonel. Lunile astea de iarnă. Chestia aia când tragi de accelerație pe un motor de ăsta mare, parcă e altceva. Da. Simt așa cum se ușurează toate. Iar vrea, săraca. Dar acum nici carosabilul nu e de acea natură să-i dăm. Iar mie nu-mi prea place să conduc noaptea. Din a doua. Nu știu ce să zic de frână, în continuare nu am schimbat frână. Când conduc singur nu stau așa de mult aplecat în ghidoane. Când îs cu cineva în spate nu pot altfel decât așa. Și... Privim luna! Nu te-ai dus să votezi? Ba da. Da? Da, am crezut pe tine. Exact.